Mai păstrează mai tata energia. Că în ritmul ăsta nu cred că ajungem până la vârf. Nu, nu mergem la zăpadă. Hai la zăpada wow de la vârf. Ține pe drum și nu alerga, hai, ca să nu-ți consumi energia de la început. Cota 2000 și vârful cu dor, ăla, unde vrem să ajungem noi. Așa. Uite, ai văzut unde erau pârtile? În stânga? Nu, în stânga, aici. Unde sunt stâlpii aia pe sus, pe acolo. Da, auzi, dar unde vrem noi să urcăm? La vârful cu dor. Oh, din ce munți? Munții Buceci. Foarte bine, bravo. Și ție ce-ți place deocamdată cel mai mult? Zăpada. Zăpada. Dacă mai ai, uite, vârful ăsta din dreapta. O să urcăm acolo. Și acum tam 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 tam. Uite, tati, că este încă mare de noi. Destul de jos, da? Nu prin zăpadă. Vrei băți? Bine. Ia două. Poți? Ai grijă să nu cazi. Mai avem puțin? Ha? Cum a fost până aici, greu? Bine. A fost destul de bine, nu? Și vreau să zic că... Ce? Abia așteptam să văd Marea de Nord. Uitați acolo. Wow, tata, ce tare, nici nu o văzusem. Ia uite de ce am urcat noi repede, repede așa. Să vedem o Mare de Nord. Unde ai mai văzut tu Mare de Nord? La DQ. Da, am fost stat la DQ. Ce-am văzut de pe DQ? Ia fii atent, ăsta e vârful, tata, uite-l. Ăsta e, cum se cheamă vârful? Vârful cu dor. Bravo, 2030 de metri are înălțime. Hai să urcăm la el, e mai înalt decât vârful Vânturiș. Și am stat foarte cu minte pentru zăpadă. Ca să-ți dau, să te las prin zăpadă? De mână. Da, hai, pune mânușile la zăpadă. Păi, la vârf, tata, hai să urcăm la vârf și apoi. Păi, sus, uite, mai e un punct mai înalt, vezi? Bă, acolo nu cred că așa nu-mi și... Hai să vedem. Hai să te țin de o mână. Lasă. Lasă. Pași mici, pași mici. Fă pași micuți ca să nu cazi pe spate. Ia, nu, stop. Uite-te unde trebuie. Pe unde e mai ușor? În stânga, cred. În dreapta? Vezi că e abrupt aici. Am o călățeaptă. Ne? Unde te? E prea abrupt. Stânga. Fă stânga un pic. Wow, hai. Wow, mare asta de nou. E super, nu? Uite, aici ieșim. Hai. Hai că acum poți singur, ia. Vezi că ai trepte. Ia un băț. Ia un băț. Tam, tam, tam. Eu am ieșit primul la vârf. Primul la vârf. Bravo, tata! Oare de două! Ești la 2000 de metri. Pe vârful cu dor. Wow. Hai că te îmbrac și pe urmă băgăm să filmăm. Îți caut mânușile, da? Fii atent că avem și ochianul, dacă vrei să te uiți. O să băgăm și noi zoom cu camera, da? Să filmăm, să le arătăm oamenilor ce se vede, că e o zi din aia super senină de toamnă târzie, așa, în care se vede până la parâng, se văd super. Și o să vă arăt și surpriză ce se vede de la vârful cu dor, nici eu nu știam. Doar când prind super senin și da, dacă da. Ai zoom mare ca să poți să-l recunoști. Da. Nu? Uite, mare aici, mănuși. Ce? Mare de nor. Mare de nor, micule, e a doua ta mare de nor. Măi, tata, vezi că te-ai udat pe fund. Nu te așeza în fund, da? Pe jos. Bun, hai să facem un tur de orizont să vedem ce se vede. În afară de Justinul meu, care se joacă la zăpadă, avem vârful Leauta pe fundal. Bine, vârful Leauta. Și cariera de piatră, podul cu flori acolo, la Zănoaga, din Buceci, pe acolo puneau pe jos în cheile Zănoagii. Wow! Acolo, Marea de Nori, acolo e vârful Vânturiș, aici unde am un alt filmuleț cu Justin. Aici e abruptul de sub vârful cu dor și spre Valea Prahovei. Ce frumos! Uite, Sinaia nu se vede. Munții Baiului.
cât de tare. Și în spate de ei munții Grohotiș. Se vede chiar și vârful cel mai înalt. Munții Baiele în prim plan și Grohotiș în spate. Și ia să vedem unde e vârful cel mai înalt, că e culmea lină și deodată urcă. Ia uite-l. Acolo urcă la vârful cel mai înalt. Și în dreapta de el munții Tătaru cu vârful lui Crai. Și de acolo am un vârf, un filmuleț cu Justin, de la vârful lui Crai. Ciucașul, se vede și el în spate, tot de baiului. Baiul mare, Ciucașul în spate, vârful Ciucașii în stânga și culmea Zăgan Grupșoare în dreapta. Și în spate, în stânga de Ciucaș, acolo, după creasta din baiului, vârful Goru, cel mai înalt din Vrancei și cu lăcăuți. O să vă arăt stația meteo. Deci, vârful Neamțului în stânga și Goru, cel mai înalt din Vrancei, ăla din dreapta. Iar în stânga se identifică așa, dacă vă uitați foarte atent, stația meteo Lăcăuți. Și foarte tare, dacă ne uităm așa mai în stânga, aici e cota 2000 din Sinaia, cu gondole și cum știu ce, dar acolo, în spate de căsuța aia, munții Nemira. Aia trebuie să fie vârf, munții Nemira și se vede chiar vârful Nemira Mare, Nemira Mică și Șandru, cred că e cel mai în dreapta. Cred că nu greșesc. Superb, superb, superb. Bun, asta e ce se vede dincolo de Valea Prahovei. Hai să vedem și încoace, spre Bucegi și apoi trecem înspre vest. Pe zona cu pârtile de aici, din Valea Dorului, se lucrează intens. Camioane, chestii, blacks. Așa. În spate avem Coștila în stânga și Crucea Caraiman în dreapta. Cam pe acolo, pe sub alea, așa trece Brâna Mare a Caraimanului. Văd că încă e fără zăpadă. Aveți grijă că dacă dă prima zăpadă, pe acolo e foarte periculos. Bun, mai în stânga, de Coștila, vârful Omul, ia să-l identificăm. Uite, Bolovanul și Cabana Omul și stația meteo se văd acolo. Și în stânga, vârful Bucura, care pare mai înalt, dar nu e. Pe urmă, partea vestică a Bucegilor, aici în mijloc e platou cu Valea Lomiței și acolo zona cu Bătrâna, undeva pe acolo Șaua Bătrâna, vârful Bătrâna și încoace merge spre Șaua Strunga și vârful Tătaru. Acolo e Șaua Strunga, ăla. Avem așa, dincolo de Bucegi, uite, masivul Iezer Păpușa, tot masivul vedem. Ce în dreapta? Unde ești? În dreapta vârful Păpușa, undeva pe centru vârful Bătrâna, care pe acolo. Și ăla e vârful roșu cel mai înalt, Iezerul Mare și Iezerul Mic. Bun. Și surprize, surprize, n-ați mai văzut din vârful Cudor. Ce se vede acolo? Ia să vedem cine își dă seama. Ce este acolo cu forma care se întâiește de trapez cu o spintecătură pe centru? Super tare. În stânga vârful Moldoveanu și în dreapta Viștea Mare. Nu poți să-ți dai seama de el decât dacă știi unde să te uiți și ai zoom mare. Bun, acolo în stânga e vârful Leauta și primul care iese după vârful Leauta, creasta Buila Vânturarița, pe care am filmat de curând un episod pe Poteci, din munții Căpățânii. Și culmea, creasta Căpățânii, se continuă așa. Stai să mai scot un pic. Încoace, ăștia-s munții Căpățânii și în dreapta, ăla cel mai înalt de acolo, ia uite-l ce frumos, Parângul Mare, din munții Parâng. Dacă nu s-ar mișca. Deci ăla ascuțit din stânga e Parângul Mare și în dreapta tot așa unul ascuțit trebuie să fie Cârșa. Și în fața lui ăsta mai negru, cu niște pâini, trebuie să fie vârful Ghițu. Munții Ghițu. Ați auzit de ei? Bun. Iezerul Mare, vârful roșu. Vedeți acolo am un episod filmat de Revelion în cort. 3 zile de iarnă. Bătrâna, Moldoveanu și Păpușa. Ce frumos. Și Cascoe mai în dreapta trebuie să fie. Da, și alea din spate de acolo, alea deja spre Comisul, cred că sunt, din Făgăraș. Ah, și uite și un pic de Piatra Craiului în spate de Bucegi. Ia uite, un pic din creasta sudică. De la Vânturiș se vede Craiul mai bine. Oh, ce peisaje poți să ai într-o zi din asta de toamnă. Toamnă, iarnă, e mai semn, mult mai semn decât vara. Vezi o mulțime de munți și dacă știi și să-i recunoști, cu atât mai fain. Poți face o lecție de geografie în direct aici. Așa că duceți-vă copiii pe munte și arătați-le. În prima fază puteți să le arătați filmulețe de genul ăsta. Vrei să facem și nou? Da, și tati. Uite, că-n greu, da. Și știi cum iau zăpadă?
va afla gaz la gură? Hai, tata. Uite, hai să-ți dau eu. Uite, te știi așa și pleci locul ăsta. E vede acolo Moldovean. Vrei să-mi spui tu? Hai, hai. Deci, vino la vârf, hai la vârf. Că de la vârf vedem în toate părțile, da? Și vrei tu să-mi arăți ce se vede? Da. Bine, hai să vedem. Uite, începem din partea asta. Încolo. Ia să luăm un băț. În ce parte mi-arăți prima oară? Da, în bățul. Uite, ține așa. Arată-mi în partea aia, bine? Ce se vede încolo? Deci, în colț, așa vede vârful cu asta, vârful cu asta. Zi, unde am fost cu bicicleta? E mai ușor pe acolo. Bine, zi-mi în ce parte vrei tu. Ce se vede încolo? Deci acolo în spate și de tot, ala mă, da. Ai ascuțită sau unghia mare. Ce? Dragul meu, unghia mare încoace în Munții Neamțului, în Baiului. Ăla mai ascuțit. Deci, Munții Baiului, da? Munții Baiului. În spate de ei ce am zis că sunt ei așa mai cu stânci acolo? Ciu? Într-o ciucaș. Da, unghia mare încolo undeva. Bine. Și Leaota unde? Leaota este încolo, în spate, acolo nu se vede. Acolo? Cum nu se vede? Ăla de acolo, ia uite-l, Leaota. Da, și acolo undeva. Da, ce mai vezi? Unde vârful Mânturiș a fost. Da, da, dacă ai fost, uite-l acolo. Acolo e vârful Vânturiș? Da. Unde? Acolo. A, și ia să vede. Deci, o surpriză mare de nori. Mare de nori, e surpriză? Da. Frumos, măi, tata, nu? Sunt pe jucător și mă bucur de zăpadă. Bravo. Să fac oamă de zăpadă. Am venit pe acolo, uite, pe vale. Am trecut pe la... Am lăsat mașina, aia se vede, nu am ales alte clădiri. Undeva pe acolo și trebuie să ne și întoarcem, am lăsat-o aproape de asfalt. Ce ai văzut? Mare de nori cu ochiata. Se vede? Uite, vii! Cu ochiata! Bravo! Zâmbilici, că pe urmă facem print screen. Cine te mănâncă pe tine toate? Facem cu mâna? Fă cu mâna. Nu face poză, facem așa cu mâna. Pa, pa, pa! Pa, 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 pa! Cum se cheamă filmulețul? Copilărie în natură? Da. Da, de ce? Că tu petreci mult timp în natură? Da. Pa, da. Pa, 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 pa! Aolea, nu mai faci așa, asta e cam enervant acum. Nu te uda, nu? Nu! Bine, te-ai văzut. Am făcut poză? Păi nu, că o să facem noi, o să oprim imaginile astea și selectăm de acolo, bine? Ia uite-te la mine, ești bine? Te mâni, te iubesc. Hai că mergem, da? Încet, încet. Da. Hai, ia un cace în față. Gata, și acum hai coborâm pe aici și mergem încolo spre șosea.